Au mai rămas 3 săptămâni până la începerea noului an universitar, așa că în campusurile studențești este forfătă mare. Zeci de studenți participă în această perioadă la lucrările de reparație a căminelor. Chiar dacă nimeni nu remunerează pentru munca pe care o prestează, tinerii speră, drept răsplată, vor beneficia în noul an de studii de condiții mai bune de trai. Ecaterina Ranciuc este masterandă în anul 2 la Facultatea de Relații Internaționale a Universității de Stat din Moldova. În acest an, ea s-a implicat în lucrările de reparație a căminului numărul 4, în speranța că în noul an de studii va primi o cameră mai bună. Мы сможем потом выбрать себе комнату, в которой мы захотим жить, и мы ее как бы обустроим, все как бы под нас. Alături de Ecaterina muncesc cot la cot și alte studente. Spălăm geamurile, dăm cuvar, pereții ștergem pentru a avea o cameră mai bună, să ne alegem colegii care vrem să stăm în cameră. Am vrut să vin să ajut și eu un pic. Pentru că trăim noi aici, ar fi de dorit ca noi singuri să ne facem curățenie în camerele în care vom sta. Administrația clădirii susține că în fiecare vară aici se fac doar lucrări cosmetice, la fel cum se întâmplă în majoritatea căminelor Universității de Stat. Banii alocați ajung doar pentru reabilitarea holurilor și a grupurilor sanitare. Camerele sunt însă reparate de studenți din propriul buzunar. Dacă aș fi acum în anul întâi, clar că mi-aș permite mai mult, cu gândul că voi avea posibilitatea să stau și la anul și tot așa. Dar acum, eu știu, 200... Cam așa. Cazarea studenților va începe la sfârșitul lunii august. În căminele Universității de Stat, taxele variază între 1200 și 1400 de lei pe an.